Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o situație cu voucherele de vacanță care sunt distribuite în România de ceva timp și sunt și folosite într-o mulțime de locuri, evident. Lucru care noi credem că e pozitiv, că ar trebui să-i ajute pe hotelieri să facă investiții din banii pe care îi încasează. Alții spun însă că este o mare greșeală, pentru că asta nu face decât să crească prețurile și oamenii care se duc cu vouchere de vacanță, de fapt, dacă n-ar avea voucherele astea, nu s-ar duce în vacanță. Mă rog, ideea e controversată, da. Cu duș și întors, fiecare simte cum crede în privința asta, dar situația este următoarea și am avea nevoie de contribuția voastră la această discuție. Deci, fiți atenți la ce vă spunem și dați-ne mesaje la 0728 3D1 3D2 pe WhatsApp, dacă știți ceva de genul ăsta. Deci, primim zilele trecute următorul mesaj. Ieri. Bună ziua, zice. Am un card de vacanță și când doresc să achit cu el, se schimbă prețul cazării sau nu putem achita decât începând cu 1 iulie, zice. Exemple. În Bistricioara, Bistrița, cazarea era 250 de lei. Dar când am spus că vrem să achităm cu cardul de vacanță, ni s-a comunicat că dacă vrem cu cardul, prețul e 350 de lei. Iar în acest weekend în Maramureș și în zona Ineu, ni s-a comunicat că nu putem achita decât după 1 iulie. Ceea ce mi se pare ciudat. Adică eu știu că nu se pot condiționa. Bun, acum nu știu dacă se referă strict la vouchere de vacanță primite în sistemul public de către angajații din sistemul public, că deocamdată la privat asta este o chestie opțională. Nu știu câți angajatori privați dau asta. Nu cred că se dau. Sau un card de vacanță, că sunt angajatori care, ca beneficiu la salariu, pot oferi și carduri de vacanță, cum dau asigurările. Uite, dar banii din voucherul ăla sunt tot bani, adică un leu valorează tot un leu. De ce în loc de 250? Trebuie de contați. Adică, ok, nu, banii ajung poate mai târziu la unitate de cazare. Ajung mai târziu? Dacă e vreun hotelier pe recepție, spuneți-ne dacă aveți sau ați avut dificultăți în decontarea banilor de pe voucherele de vacanță. Dacă au venit cu întârziere, când au venit, cum au venit. La ei se aplică și un impozit, din câte știu, de vreo 10%. Deci, 0728 3D1 3D2 mesaje, dacă ați întâmpinat dificultăți în folosirea voucherelor de vacanță sau tichete de vacanță, cum se spune, dacă vi s-au refuzat sau au fost alte prețuri, sau dacă vreți să ne sunați la 0372069599. Poate că e un caz izolat. Omul respectiv e foarte corect, își dă numele, lasă numărul de telefon, zice sunați-mă dacă vreți să vorbim despre asta, dar vrem să vă întrebăm pe voi să vedem dacă au mai fost și alte cazuri. Se pare că se întâmplă. Adelin spune că a pățit și el, acum scrie detaliile. Altcineva spune că așa pățesc de ani de zile, de la mare până la Bihor. Bun, dați-ne detalii, adică ce vi s-a întâmplat. Nu doar că am pățit, adică ce s-a întâmplat. Că vă dăm câteva minute pentru asta. O să revenim după știri pe subiect, dacă sunt suficiente mesaje. Se emit și în privat, avem cel puțin doi angajatori care emit carduri de astea și cineva, uite, ne spune că era tariful 180 de lei și au cerut 200 când a vrut să plătească cu cardul de vacanță obținut în privat. Și cum au justificat? Asta este întrebarea. Adică, ok, vezi că uite, e tariful cu tare, cineva spune, problema legată de cardul sau voucherele de vacanță este că sunt purtătoare de comisioane la decontare, situație pe care operatorul economic, agenție sau hotel trebuie să o prevadă. Aha. Vezi? Ok. Bine, deci, bun. Deci 0728 3D1 3D2, mesaje pe WhatsApp. Puteți să ne dați și mesaje audio, numai să fie mai scurte, așa, 30 de secunde, că nu putem să difuzăm prea mesaje prea lungi. Și revenim cu ele imediat după știri. Bușteni și s-a cerut comision 15% pentru plata cu cardul de vacanță, a refuzat și a căutat altă cazare. Iar altcineva ne spune că astă iarnă la Mădăraș, la schi, a căutat cazare la pensiunile din stațiune, cu 500 de lei două nopți a găsit și când a spus de card de vacanță, prețul a urcat la 720 de lei. Dar cine încasează? Vă rog frumos, dați-ne un mesaj repede. Cine încasează comisionul ăsta de 15%? Adică de ce apare? Sunt niște bani dați de stat pe tichetul de vacanță, ăla, voucherul de vacanță. Și înțeleg că acum este comisionată încasarea. Cine comisionează? Cine încasează? Cine trebuie? Cardurile sunt emise de diferite societăți. Păi da, dar banii vin de la stat. Așa e. Okay. Hai să poate aflăm. Cineva ne spune doar că, în general, aceste etichete sunt comisionate cu 5-9%. E o cheltuială deductibilă însă, iar cine colectează și asumă. Okay. În Maramureș mi s-a perceput 10% comision în plus când a aflat că plătesc cu vouchere de vacanță. Deci e clar că se aplică un comision. În unele cazuri sunt, iată, și ba nu, situații... Și domnul Sighișoara a spus că se plătește comisionul agreat.
Da, de exemplu. Daniela, bună dimineața! Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața! Da, pe scurt, care e situația ta? Deci pe tu... scurt, noi mai aveam pe cardul de vacanță un rest de sumă de anul trecut și fiindcă nu putem să-l mai folosim decât în zilele astea libere de la începutul lui iunie, am rezervat de la începutul lui martie. Așa. Ca fraierii, n-am trimis și mail bazându-ne pe ceea ce ni s-a spus, nu-i nicio nevoie, v-am trecut în registru, nu știu ce. Am ajuns frumos la Suceava, pot să vă spun și cazarea, se numea Villa Alice. Am ajuns foarte amabil, recepționerul imediat, soțul meu care e foarte vorbăreț, vorbea cu domnul care e patronul, dânsul a băgat repede recepționerul suma pe POS, când se plătesc cu cardul suma foarte mică, de fapt pentru o noapte. Ca prin minune, rezervarea noastră nu mai era de 4 nopți, ci rămăsese pentru o noapte. Păi nu, stați, care e legătura cu voucherul de vacanță? Că ați avut o neînțelegere la rezervare acolo. Nu, eu cred că am avut o neînțelegere că recepționerul a notat corect cele 4 nopți, iar patronului nu cred că i-a convenit, pentru că dânsul s-a și dat imediat dispărut și nu ne-a dat nicio explicație. Și chiar ne-a ignorat și probabil văzând că e cu voucher de vacanță. Da, dar n-am vedea decât înțeles. Asta e o presupunere. Da. Ok. Hai să ne ascultăm. Salutare, băieți. Lucrez într-o companie care oferă aceste tichete de vacanță de vreo 10 ani. Am pățit o singură dată undeva pe lângă Sibiu, dar la o ceva mică, o pensiune mică. Merg de cel puțin 2-3 ori de pe an cu aceste tichete, dar niciodată nu am avut probleme la marile hoteluri sau la pensiuni mai mari. Doar la am înțeles, la pensiuni mai mici, da. Ok. Deci da. Nu e exclus să se întâmple, dar pare să nu fie o regulă. Da, să se întâmplă la locații mai mici. Uite, cineva zice că e normal să facă așa, decontarea voucherului se face mai târziu, pe când cash-ul e cash. În sezon e normal să refuze voucherul. Se practică și la anumite servisuri. Când pe mine cu contract mă ține pe dreapta și rezolvă clientul care plătește pe loc, nu ca mine la 7 zile sau cât am negociat. Nu, nu e normal. Nu e corect. Nu este deloc normal. Și RCA-ul se decontează. E ca la astea medicale, știi, avem asigurare și te programează peste 4 luni, până când dacă te duci să plătești cash, te rezolvazi. Da, dar nu e acceptabil. Da, sigur că nu. Ovidiu, bună dimineața. Salut, bună, Ovidiu, te rog. Bună dimineața vouă și ascultătorilor noștri. Da. Voucherele sunt impozitate în felul următor. De către prestatori cu 2%, nu 10-15, prestatorul nu are voie să... Cine este prestatorul? Cine e prestatorul? Adică hotelierul? Eu, hotelul sau restaurantul. Ok. Da, eu ce sunt prestatorul de servicii. Dacă voi veni la mine, tu vii la mine cu un voucher de vacanță, respectiv de 1450 de lei, 14 milioane jumate, pe care... Tu, de fapt, instituție pe care ți-l eliberează, plătești 16% impozit. Da. Da. Problema este în felul următor. Și deranjant este pentru tine că nu poți folosi acel card de vacanță, voucher de vacanță, decât în locația în care ești cazat. Adică dacă vii cu soția și tu deții un card de vacanță și soția la fel, sunteți obligați să consumați. Adică mă gândesc că te saturi de meniu din acel restaurant într-o perioadă de timp a vacanței. Da, adică nu poți să umbli de colo-colo cu el, să plătești o șaurma aici, o friptură dincolo, o baterie de vin în altă parte. Nu neapărat o șaurma sau cea, dar mâine vrei să mănânci la o terasă. Ești privat de libertatea de a cheltui banii tăi pe care ai plătit impozit, da? Oriunde dorești să mănânci. Deci ești pur și simplu... Nu sunt chiar banii tăi, că sunt banii oferiți de stat. Mă rog, chiar da, ai tăi. Adică ți-a dat să-i folosești și are dreptul, dacă ți-i dă el gratis, are dreptul să stabilească și condițiile în care ai dreptul să-i cheltuiești. Adică să mănânci numai supă toată ziua, sau cum? Domne, asta e, te duci la unii cu cardul respectiv de vacanță, te duci la unii care îți oferă mai mult decât supă, adică te interesează și condițiile de cază. Ca orice bonus, probabil că are reglementări. Nu, mergi pe litoral, da? Și mâine vezi o terasă, poi mine o alta și ai dori să cheltui banii la altă terasă, nu neapărat în locul unde ești cazat, pentru că deocamdată ești obligat doar dacă, deci poți cheltui acei bani doar în locația în care ești cazat. Da. Bun, am înțeles nemulțumirea, o să transmitem mai departe. Mai avem mesaje, vrei să mai dăm? Suntem... Nu mai, ne oprim bine. Aici, mergem către Radio Voting. Ok. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.